ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Autentic, o emisiune în care vă reamintesc că încerc să aduc în discuție cu adevărat valorile autentice ale vieții, acele valori care să ne ajutăm să ne desprindem din acest continuum pe care îl trăim zi de zi și pe care în mod greșit îl numim viață. Deși mă hotărâsem oricum să merg mai departe cu discuții legate de definiții, concepte, supraconcepte despre proprietatea sau non-proprietatea termenilor pe care în general o avem în privința cuvintelor pe care le folosim în limbajul obișnuit, nu mă gândisem să abordez emisiunea exact cum o voi aborda de acum încolo. Am avut o discuție destul de interesantă până să intru în emisiune cu cineva și încă o dată în plus mi-a tras un semnal de alarmă faptul că oamenii atribuie diverselor manifestări ale vieții caracteristici și încărcături care nici de cum nu aparțin acelor manifestări ale vieții. Discuția era în felul următor. Eu îi spuneam persoanei, domne, nimic nu ne poate îngenunchea cu adevărat, absolut nimic nu ne poate îngenunchea. Nu există nici măcar un lucru care să ne îngenuncheze cu adevărat și să îngenuncheze omul în afara lipsei de iubire, de cunoaștere și de credință. Ceea ce îngenunchează omul, ceea ce îl obnubilează, ceea ce îl aduce în neputința de a se manifesta plenar, de a fi o ființă vie, bucuroasă, plină de speranță, dornică să înfrunte până la urmă absolut orice. Orice lucru poate fi rezolvat, orice lucru dacă este abordat, chiar și o tragedie, dacă ai cunoașterea necesară, poți să treci peste ea înțelegând, domne, atât a fost cu evenimentul, cu persoana, cu situația, atât a fost să fie. Totul face parte dintr-un ciclu uriaș al existenței. Aici atât a fost să fie. Exact cum știu și eu, dacă vreți, viața ne livrează o sumă de capabilități și valori și diverse evenimente, persoane și alte ființe cu care să interferăm. Dacă vreți, e ca un stoc. Ați remarcat, un magazin, știu și eu, un depozit, are un stoc de produse. Imaginați-vă că fiecare din acele tipuri de produse, nu fiecare produs, fiecare tip de masă, 100 de scaune sunt, reprezintă un tip de produse, 100 de mese la fel, 100 de șifoniere, etc. Imaginați-vă că mesele ar fi persoane, scaunele ar fi evenimente, șifonierele ar fi obiecte pe care le dețineți. Deci viața ne livrează, dă în proprietatea noastră, ne oferă și ne conferă privilegiul de a întâlni oameni, lucruri, situații. La fel pot să spun că este și în funcție de noi, pentru cât timp și în ce condiții. Viața ne livrează pur și simplu situațiile, oamenii cu care să interferăm, astfel încât să ne putem dezvolta și să ne împlinim misiunea personală. Ei bine, persoana îmi spunea, cum, nimic nu ne poate îngenunchea, nici măcar viața. Moment în care n-am știut ce să fac mai întâi, să reacționez dur, să explic a nu știu câta oară calm, că nu facem decât să atribuim zi de zi, exact cum vă spuneam mai devreme, diverselor manifestări ale vieții caracteristici care nu aparțin acelor manifestări. Dar prima dintre toate manifestările este viața însăși. Viața, faptul că existi fizic, te miști, respiri, gândești, totul este pus în fiecare dintre noi să avem, să simțim, să gândim, să visăm, să avem inspirație. Ne-au fost create nu doar premizele fizice ale existenței, nouă, oricăror ființe de pe această planetă. Nu doar omului, dar în particular omului. Ne-au fost date și am fost înzestrați cu tot ceea ce înseamnă și tot ceea ce este necesar pentru a manifesta noi și prin noi, să devenim co-creatori, deci, viața. Dar
În momentul în care aud viața e așa, viața este pe dincolo, mă întristez dându-mi seama că poate unii dintre noi n-am făcut nici măcar o dată în viață o scurtă raportare sau comparare cu altceva. Exemplul care mi-a venit imediat să îl dau persoanei a fost: tu numești viață ce trăiești, te-ai comparat vreodată cu un copac, cu o floare, cu un râu? Te-ai comparat vreodată cu oricare dintre păsări? Ce fac ele și ce nu faci tu? Ce sunt ele și ce ești tu? Mă gândesc că și dumneavoastră, printre cei care priveți la emisiune, numesc viață tot greul și zăduful zilei, cum spune în Sfintele Scripturi. Nu este viață. Adevărata viață cu mecanismele intrinseci, care o fac posibilă, care fac posibilă derularea tuturor funcțiilor specifice vieții, funcții fizice și spirituale, reprezintă toate acestea, nu se pot derula decât în prezența armoniei, nu se pot derula decât în prezența echilibrului, nu se pot derula decât în prezența firescului. Ce face râul și nu facem noi? Sunt convinsă că dacă oamenii ar avea o uriașă și miraculoasă proprietate de transformare, cum ați văzut și în celebrul film și pe urmă multe care au apărut, Matrix, acea transformare a chipurilor, a persoanelor, apariție, dispariție, manifestare, materializare, dematerializare, dacă am avea putința să ne dematerializăm instantaneu, transformându-ne în același timp în altceva, în râu, sunt convinsă, am ferma convingere că omul, din putința de a deveni râu, ar refuza până și această experiență trecătoare. Și ar spune: nu, eu o să ies din matcă, eu vreau să fiu lac, ar spune unul, celălalt ar spune: eu vreau să fiu ocean, celălalt ar spune: eu vreau să fiu picătura dintr-un pahar, celălalt ar spune: eu vreau să fiu ploaia. Bun, ce încerc să scot în evidență cu asta? Omul nu mai înțelege de mult să dea curs firescului de a fi. Dacă mâine sau oricând, omul ar putea fi orice altceva și orice i-ar părea lui mai lesne în actul de a fi, omului s-ar putea propune să fie cea mai frumoasă dintre păsările cerului. Omului s-ar putea propune și să-i se dăruiască acest lucru, pentru cât timp vrea el și în ce zona lumii vrea. Omului s-ar putea dărui putința de a fi, nu știu, o pădure minunată, să se dividă în câteva sute de mii de entități al căror vehicul care transportă conștiința, respectiv organism, să fie un organism vegetal. O combinație vegetal, mineral și așa mai departe, să compună copacul. Sunt convinsă că acea pădure ar pleca din locul ei. Sunt convinsă că acea pădure s-ar muta, nu știu, ar pleca, s-ar... tot timpul ar avea altceva de făcut decât să fie ceea ce este. Pădurea, dintr-un anumit loc, dintr-un anumit spațiu, care își împlinește menirea și printre multele meniri, aceea de a da oxigen planetei. Posibil este că am găsit omul dând dioxid de carbon planetei, nemai fiind în locul în care i s-a permis să se transforme într-o pădure, fiind la Las Vegas, că e orașul plin de lumini. Vedeți dumneavoastră, omul nu mai știe să fie natural, nu mai știm să dăm cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, și din păcate atribuim vieții, spre exemplu, caracteristici care nu-i aparțin, numim suma de convenții, restricții, cenzuri și autocenzuri, temeri, renunțări, pur și simplu ratări personale, greutăți, neîmpliniri, toate acestea le numim viață. Uitând să ne comparăm cu alte ființe, cu alți indivizi participanți la viață, dar nu neapărat din specia noastră,
uitând să ne comparăm cu acvilă, uitând să ne comparăm cu un mesteacăn, uitând să ne comparăm eventual cu un superb și impunător și unic copac cum e sevoia, care trăiește în jur de 2000 de ani, ce se știe până acum. S-ar putea să descoperim că sevoia trăiește lejer 4000 de ani. Dar întrebați-vă și dumneavoastră, dacă ar fi avut putința sevoia, care se găsește în America de Sud, în celebrele păduri din America de Sud, dacă ar fi avut putința să plece din loc și să facă, să iasă din lege, din ceea ce numim lege sau rezonanță, să iasă din legea specifică vieții, care în fond este una și foarte clară, este legea echilibrului, a vibrației energetice specifice armoniei în tot și în toate, oricând și oriunde. Este acea lege care, dacă ar reuși, dacă noi am reușit să ne încorporăm, realmente ar face din noi ființe fără de moarte, fără de boală și am cunoaște efectiv veșnicia. De aceea, acest dialog, ca și multe altele pe care le am, mă uimesc, pentru că nu că n-am ști carte, nu că n-am avea 5 facultăți, nu că n-am fi citit sute de cărți, nu că n-am fi văzut poate mii de filme, nu că despre asta e vorba. Citim sute de cărți, vedem sute de filme într-o viață, călătorim unde ne dorim, întâlnim nenumărați oameni, purtăm dialoguri și folosim cuvintele atât de impropriu lor și adevăratei lor semnificații, încât îmi vine să spun uneori, exact cum spune, cum stă scris în Sfintele Scripturii, în Evanghelie, ajunge zilei răul ei. Pentru că noi canalizăm răul din ignoranță, răul din neputință și din necunoaștere, îl canalizăm și îl facem alte structuri, le înzestrăm cu ceea ce nu le aparține, parcă, de fapt, ca o scuză subconștientă pentru tot ceea ce noi nu putem. Viața e grea, iarna e geroasă, vara e caniculară, toamna e ploioasă, cerea e bătrânețea, ce neputincioasă e tinerețea. Vreau și mi-aș dori să aud măcar un om care să poată spune, domne, iarna e superbă, e ger, e frig, nicio problemă, dar e altceva. E o perioadă de trecere între viața manifestă, cu al ei verde, căldură, ploile plăcute de primăvară ori de toamnă, cu a sa ofertă atât de variată de culori și așa mai departe. Scriam cândva într-un poem în felul următor, că iarna este, și albul iernii, de fapt, este suma tuturor culorilor, spuneam la un moment dat, și într-adevăr, albul este suma tuturor culorilor. Efectiv, ar trebui să înțelegem și noi că viața, în toate manifestările ei, oricum însumează și subsumează toate acele manifestări care au fost cu putință, oricum fără intervenția omului. În momentul în care vom înțelege că greutățile care există în jurul nostru, în mod special, pentru că ele sunt specifice societății umane, o serie de afecțiuni, boli, preocupări, blocaje în destin, eu cred, cu ghilimele de rigoare, nu am întrebat un urs, o acvilă, un sevoia sau un slow loris sau un tigru, un câine, o pisică sau un copac, dacă au destin. Dar dacă vreodată ar fi cu putință să-i întrebăm, sunt curioasă ce ne-ar răspunde. Cum îți vezi destinul, copacule? Cum îți vezi viața? Ce crezi despre timpurile pe care le trăiești? Și el ar spune timpuri, cred că ar fi posibil să răspundă timpuri, timpuri, nu știu. Nu am noțiunea acestui cuvânt, timpuri, dar am noțiunea cu exactitate a ceea ce înseamnă să fiu. Eu stau aici și mă bucur de îngerii apei, de îngerii luminii, de îngerii soarelui, de acest bine de a fi. Mă întristez când e prea frig, când e prea cald, când nu am apă, dar nu mă deprim și nu am anxietăți
și nu încerc să mă sinucid aruncându-mă de la înălțimea vreunui munte. Nu-mi ies rădăcinile din pământ încercând să coboare pe acest versant către o vale mai prielnică. Eu sunt aici pentru că așa mi-a fost dat. Înțeleg că viața își are manifestările ei, că trebuie să trec și prin urcușuri și coborâșuri, metaforic vorbind, că trebuie să îndur toate perspectivele până la urmă, să văd ce se află la capătul tuturor experiențelor, pentru că exact așa bănuiesc că probabil și posibil este așa ne-ar răspunde un Sevoia pentru, spre exemplu, un Sevoia, deși el nu are geruri acolo, un brăduleț dintr-o pădure românească. Repet, și de multe ori m-am întrebat dacă planetele ar avea putința, îngăduința de la Creator, de la cele forțe care au creat Universul, cu tot ce compune el, inclusiv cu omul, dacă ar avea putința de a pleca așa, prin Univers, într-o nesperată și neimaginată și nedorită criză de depresie și într-o stare de, într-o dorință de a refula ori și cum numai să o facă, dacă un copac și-ar scoate dintr-o dată rădăcinile din pământ încercând să fugă de pe muntele prea înghețat, dacă râul ar considera că matca lui este prea mică și nedemnă de el, ori prea mare și lobosește, ce s-ar întâmpla cu toate formele de relief? Eu cred că am rămâne fără forme de relief. Ei bine, făcând o paralelă și parafrazând ceea ce v-am spus până acum, gândiți-vă că viața dumneavoastră, cu toate asperitățile ei, cu toate acest munte de probleme, obligații și așa mai departe, sau ceea ce numiți viață, nu poate fi altceva și nu este altceva și nu ar fi altceva decât formele de relief a vieții fiecăruia dintre noi. Și în aceste forme de relief care atrag după sine și cu sine, anotimpuri, gândiți-vă că fiecare dintre noi putem trece oricând printr-o iarnă, nu doar printr-o primăvară continuă, că formele de relief care fac parte din viața noastră, precum sublima întindere a apei mării, care poate înseamnă pentru noi perioada unei iubiri, ori muntele înghețat, care poate să însemne și gerul, poate să însemne o pierdere cumplită, extrem de dureroasă, dar totuși doar o altă formă de relief care ne-a fost dat să o avem în viețile noastre, pentru că nu toți venim la același ceas și nu toți plecăm în aceeași oră. Pentru că unii au destinele, ne însoțesc o bucată de drum și alții nu. Pentru că fericirea ne este dată și o putem atinge atâta timp cât știm să o atingem. A atinge cu sufletul, a atinge cu mintea, a atinge fizic o stare, să știți că sunt chestiuni concrete și nu este doar poezie. Pentru a fi capabil să atragi în viața ta un lucru, mai cu seamă și mai întâi, trebuie să fii capabil să intri în rezonanță cu acel lucru. De-a lungul emisiunilor mele am încercat să vă vorbesc despre sănătate, vindecare, fericire, un destin îndelungat în zile. Am învățat mai cu seamă și am încercat să vă învăț, poate e mult spus, să vă sugerez, să vă dau câte o idee despre cum să descoperiți un lucru sau altul. Și am considerat, luând ca exemplu atât viața mea personală, cât și a celor care au reușit să atingă stadii de nu doar de mulțumire, ci de fericire. Au reușit să atingă stări de înțelegere și au ajuns la acel gen de înțelegere al vieții cu adevărat, astfel încât în cele din urmă au spus: până la urmă nu e nimic de înțeles decât de simțit, de trăit. S-au scris, cred că, milioane de cărți în lume. Filme nenumărate s-au făcut și ele. Conferințe se țin zi de zi pretutinde din lume despre cum, despre simplitatea, până la urmă, simplitatea actului de a trăi. Este incredibil cum omul are nevoie de uriașe arhive în lume, audio, video, scrise și așa mai departe, toate aceste lucrări conținând texte despre cum trebuie să trăiască. Mă gândesc că dacă fiecare din noi ne-am fi comparat măcar o dată, dar din tot sufletul și cu toată sinceritatea, cu alte forme de viață, întrebându-ne apoi
ce este viața până la urmă? Această ființă nu se lovește toată ziua bună ziua de cenzuri și autocenzuri, de convenții sociale, de coerciții, de temeri, de spaime. Să nu fac aia, să nu fac aia altă. Altceva să facă doar între niște limite. Ce este viața până la urmă? Dacă întreaga natură în lipsa omului ar putea viețui atât de bine, ori în prezența omului pădurile și munții se despăduresc, lacurile seacă, râurile sunt otrăvite de mizeriile pe care noi oamenii le lăsăm când mergem la munte. Ce este viața comparând ceea ce eu ca om fac în fiecare zi cu ceea ce a fost cândva natura până când eu și al semenii mei să pătrundă în mijlocul naturii și vezi, Doamne, să o stăpânească, să o guverneze? Păi dacă ce lasă omul în urma lui în fiecare zi de la noxe emoționale, noxe mentale, noxe fizice, renunțări, lașități, atâtea neîmpliniri, dacă eu numesc asta viață și duc acest cumul de otrăvuri și în natură și văd că dispar din fața ochilor mei păduri, râuri, lacuri, mările sunt și ele adesea în apropierea multor orașe și porturi, de multe ori până în larg, otrăvite, cu pesticide și cu ce se mai varsă în ele. Și asta numesc eu viață, eu ca om. Pe această ființă nu poate copacul, râul. E o ființă. E o viață, e o manifestare a vieții. Vehiculul specific apei, nu? E ea însă și în matcă. Apa, de fapt, este vehiculul unei entități. În spatele apei se află o entitate. În spatele copacului, în el se află o entitate. Dar totul este viață și există. Dar eu ca om și specia mea când pătrunde în mijlocul acestor indivizi, a lumilor, a societăților, distruge totul. Și eu îndrăznesc să numesc ceea ce trăiesc viață. Și mămânii. Și spun de multe ori, vai, cât e de grea viața, vai, viața. Nu, nu. Viața nu e. Viața este pur și simplu. Viața este sublimă, viața este superbă. Și vreau să vă atrag atenția din tot sufletul să nu mai înzestrăm, să nu mai atribuim vieții caracteristici care nu-i aparțin. Nu. Noi nu trăim, noi nu viețuim, noi pur și simplu ca niște zombii, cel mai adesea, mergem, ne deplasăm fizic, mental și emoțional, de la o zi la alta, cu pretenția că am trăit. Dar noi murim zilnic și ne stingem, pentru că adevărata moarte nu începe când sucombă trupul. Adevărata moarte începe cu primul act pe care l-am comis împotriva vieții. Cu primul act de neînțelegere, neacceptare, sfidare și așa mai departe. Ceea ce a ajuns omul să trăiască în zilele noastre este ceva atât de copleșitor, ciudat și absolut, cum să vă spun, incredibil este faptul că atât de mult ne-am obișnuit să trăim cu toate durerile, renunțările, tristețile, cu toate neînțelegerile și ne-am învățat, mai presus de orice, să arătăm cu degetul. E de vină, nu știu, viața, guvernul, mama, vecinul, nu știu, profesorul, necunoscutul care nu știu ce mi-a făcut. Ei bine, nu. Nicio altă ființă nu poartă vina și stigmatul vinovăției pentru ceea ce fiecare om își face sie. Și știți ce își face omul sie și lui însuși? Omul își face tot ceea ce nu își face. Omul nu adaugă tuturor valorilor ce i-au fost date, dăruite, spirit, suflet, minte, mental, conștient, subconștient, toate structurile despre care am vorbit în alte emisiuni, tu fizic. Și așa mai departe, omul nu face acestor structuri niciun pic de bine.
omul nu le dăruiește nimic. Ia din depozitul care i s-a dat și care este, structura, vehiculul care este, tot ce poate, până la a goli întru totul ce i s-a dat. Folosește și răsfolosește până la epuizare. Exact cum unii oameni poartă o pereche de blugi până se rup, o pereche de pantofi până rămân fără tocuri. Cam asta este ceea ce numim viață, ceea ce facem cu noi înșine. Ne uzăm în fiecare clipă și în fiecare zi pe noi înșine. E un spectacol grotesc. Și totuși este un spectacol, este incredibil. Este incredibil ce poate să-și facă omul propriei sale persoane. De aceea, mă gândesc că ori de câte ori, oricare dintre noi căutăm să ne reîntâlnim cu valori specifice vieții, precum sănătate și fericire, ar trebui, atunci când considerăm că le-am pierdut, să căutăm în noi înșine. Le-am avut vreodată? Am știut ce înseamnă? Bun, ok, presupunem că n-am știut, dar alții pretind că știu. Un autor, un scenariu dintr-un film, o lucrare de alt gen, o carte. Spre a încerca să mă reîntorc într-un loc, într-o stare și așa mai departe, în primul rând, logic este că eu trebuie să știu câte ceva despre acele lucruri. Dacă m-am rătăcit în pădure, caut în semnele de pe copaci. Dacă mi-am pierdut în taxiu ceva, sunt la dispecerat. Dacă mi-am pierdut sau am uitat în casa cuiva unde am fost, la fel mă reîntorc, nu? Știu drumul, știu unde să mă duc, știu cum să acționez. Dar interesant este că, deși pare că eu, ca om, aș ști să acționez în toate aceste situații care țin de viața mea fizică, cel mai adesea habar nu am. Cine sunt? Ce e viața? De unde vin? Măcar așa ca idee. Către ce mă îndrept? Măcar ca idee. Nu ne aplecăm cu niciun pic de seriozitate asupra acestor întrebări, cu adevărat așteptând și căutând răspunsurile. Absolutizăm lumea fizică ca și când cu ea începe totul, cu ea se termină totul. Ne demonstrează nașterea și moartea. Că lucrurile nu încep aici și nu se termină aici. Că nu luăm nimic cu noi. Că putem avea surpriza, considerând că o ființă a murit, să ne întâlnim cu ea față în față, deși are corp, numai corpul de fizic, și totuși ea continuă să existe. Sunt, numai în ultimul secol, câteva sute de mii de mărturii adunate din lumea întreagă, spitale care au avut loc în fața medicilor, mai ales în sălile de reanimare, în timpul operațiilor, după operații, morți clinice, deci reveniri din cealaltă dimensiune, asupra căreia s-au depus sute de mii de mărturii numai în ultimul secol. S-au făcut filme cu scenarii celebre, inspirate din cazuri reale. Avem oameni în jurul nostru care povestesc, poate am trăit chiar noi. Și cu toate acestea nu luăm în seamă nimic despre posibilitatea existenței unei alte realități, altei realități, care de fapt să preceadă celei fizice, să-i urmeze. Astfel încât să ne punem cu adevărat întrebarea, dom'le, ce e viața? De ce mă pot naște cu tot ce-mi trebuie în starea perfectă și deplină de manifestare, dar eu ajung la un dat al vieții mele în care, rând pe rând, sufletul mi se înnegurează, deci îmi pierd speranța, lumina din mine, credința aceea că viața e frumoasă și că viața, de fapt, ar trebui să însemne o succesiune de evenimente care să-mi aducă tot mai multă împlinire, tot mai multă fericire, realizarea dorințelor mele. Ei bine, nu. Ei bine, nu. Eu nu trăiesc ca om aceste lucruri. Cresc, mă nasc, cresc, mă fac mare, adolescent, tânăr, și pe măsură ce mă îndepărtez de momentul nașterii mele, intru în ceva ca într-un coșmar în care se numește pierdere, o sumă de pierderi în plan afectiv, pierderi în plan fizic, mă îmbolnăvesc, pierderi în plan profesional sau prea puține împliniri,
ajung la o vârstă pe care, vezi, Doamne, eu o consider înaintate, eu, omul zilelor noastre, unii la 40 de ani se simt în vârstă, alții nu, alții la 30, alții la 50, alții nici măcar la 70. Bun, dar în general ajung în jurul vârstei de pensionare, unde consider că deja sunt bătrân, că am încheiat cu toate acele activități și aspirații și vise care țineau de, vezi, Doamne, o tinerețe pierdută, și mă îndrept inefabil și inevitabil către ceea ce numesc moarte. Am două granițe, nașterea și moartea. Întrebarea este, când mi-am pierdut de fapt viața din mine? Că trupul moare ultimul. Când am început să mor cu adevărat? Pentru că bătrânețea este de fapt lipsa tinereții sufletului, este lipsa luminii din suflet, este lipsa acelor energii și informații care fac posibilă existența sufletului. Existența sufletului este posibilă, manifestarea lui plenară și nu obnubilarea lui. Nu cătrănirea lui, cum spuneau bătrânii, că am sufletul cătrănit. Poate ați auzit această expresie în bătrâni. Am sufletul cătrănit, am sufletul greu, am sufletul... Doamnelor și domnilor, este foarte simplu. Cu cât vă simțiți mai adânciți în această stare, încercați și acceptați ideea că poate sufletul chiar e o existență concretă. Poate că trebuie să iau din el, exact cum aș lua din spatele meu un rucsac prea greu să-l pun jos. Ce adaug eu sau supraadaug sufletului meu omenesc? Nu mai bun, nu mai rău, nu mai special decât sufletele altor ființe, dar sufletului meu omenesc care tinde către multe lucruri care sunt sau nu permise, care sunt sau nu îngăduite, care sunt sau nu cu putință să le împlinească în această viață. N-are nicio importanță. Noi trebuie să încercăm. Putem. Știți de ce trebuie? Pentru că putem. Avem atâtea însușiri frumoase, avem atâtea caracteristici care fac posibilă existența noastră în lume, în prezența tuturor acelor energii și informații specifice armoniei, fericirii, zilelor îndelungate și perpetuei creații, încât în mod, nu știu, cu uluire mă întreb mereu de ce noi oamenii acceptăm din start valori care ne sunt livrate de o societate în mod vizibil, dacă o studiezi cât uși de puțin, cumva coordonată de nu știm cine și de ce, sau chiar dacă bănuim, intuim, nu ne permitem întotdeauna să ne lansăm într-un discurs pe această temă, neavând toate dovezile fizice la îndemână, dar intuim cu toții cam ce se întâmplă în jurul nostru, mai ales în lumea ultimelor decade, pe planeta ultimelor decade, cel puțin știu și eu, 3-4 decade, hai să zicem în ultimul secol, se întâmplă ceva, nu? Se întâmplă ceva în mod vizibil, explozia tehnicii, explozia demografică, dar de altă parte, dispariția unor valori specifice vieții, precum, în primul rând, dispariția armoniei dintre oameni și dintre om și natură. Ceva a înlocuit altceva. Viața pur și simplu firească a fost înlocuită de viața indusă. Cum să o trăiești, cum să o gândești, cum să o simți, cum să o aplici, ce așteptări să ai, unde să te duci să faci cumpărături, unde să te duci în concediu, ce haine să pui pe tine, ce să mănânci. Totul este controlat până în cel mai mic detaliu. Iar dacă noi ne-am obișnuit cu aceste, cum să le spun, călăuziri, suntem împinși, nu? Suntem, tot timpul ni se inoculează, ni se induce că dacă nu avem nu știu ce haine de nu știu câți bani de la nu știu ce firme, nu avem nu știu ce robinet în casă, nu ne-am luat nu știu ce ferestre de ultimul răcnet, nu avem nu știu ce ceas la mână de 1000 de euro, de 5000, de 100 de mii, nu avem o mașină de la fel de nu știu câte zeci de mii de euro, nu valorăm nimic, ni se induce, ne spune actuala societate. Bun. Și atunci, în aceste condiții în care totul este pur și simplu inducere condiționare, parcă a devenit un reflex pavlovian. Avem reacții, nu? Începem să avem reacții, ca într-un, repet, teribil reflex pavlovian, numai când se aprinde lumina, cu ghilimele de rigoare, o reclamă ne luminează, cu ghilimele de rigoare, că ne-ar mai lipsi un lucru din viețile noastre sau din casele noastre. Ei bine,
atâta timp cât vom trăi pavlovian prin intermediul reflexelor și al instinctelor, să știți că nu vom obține nimic din ceea ce este specific chakrelor superioare. Dacă chakrele superioare care pleacă manipura chakra plexului solar, dacă vezi, servește în egală măsură atât chakrelor inferioare cât și chakrelor superioare. Ea este o chakră de mijloc. N-am putea o numi o chakra specifică celor inferioare sau celor superioare. Ea se poate umple de harurile Duhului Sfânt prin intermediul unei minți treze, a unei anahata activată și care se manifestă, nu? Putem să facem și din manipura o floare a luminii sau putem să o lăsăm în întunericul unui mental autocentrat al unui ego fără măsură. Manipura este întotdeauna, se poate lucra foarte ușor cu manipura dacă înțelegem care este ceea ce mari inițiați numesc punctul de atracție din viața unui om și o să discutăm imediat și despre asta. Bun, vă spuneam că dacă înțelegem să ne raportăm altfel la viață și viața din noi cu adevărat se va manifesta. Am început prin a vă spune despre acest dialog dinainte de emisiune pentru că tot în cursul zilei de azi mi s-au mai întâmplat să aud diverse afirmații, spre exemplu, un oarecare domn antrenor de fotbal, pomenind de un meci care, dimineața la știri am auzit, pomenind despre un meci care urmează să aibă loc, nu știu, n-am înțeles, în seara asta, mâine, peste un secol, n-are importanță, spunea la un moment dat cât de mult se bucură că acest meci în sfârșit este o cumpănă. În sfârșit este o cumpănă și abia așteaptă să obțină rezultate. Eu m-am blocat. Și mi-am zis, Doamne, exact asta vei avea. Te bucuri că în sfârșit ai o cumpănă. Deci este incredibil, n-am crezut ce aud. Respectiv, un antrenor dădea un interviu în care, repet, spunea cât de mult se bucură că în sfârșit are o cumpănă. Ok. Și mă gândeam, omule bun, să nu te miri că vei face, vei obține un scor pe care nu ți-l dorești pentru că nu ai proprietatea termenilor. Mă gândesc eu că nu cumpăn ar vrea domnul antrenor să aibă. Mă gândesc cu certitudine că domnul antrenor ar vrea să aibă eventual o provocare pe măsură, în urma care ea să demonstreze că echipa domniei sale poate obține rezultatele sperate. În altă zi, tot așa la televizor, tot astfel auzeam tot felul de cuvinte al căror sensul era cu totul altul decât ce încerca gasa emisiunii să spună, în mașină, pe străzi, te întâlnești cu un prieten, un cunoscut, cu cine vreți noastră și auzi veșnica afirmație, veșnica sintagmă. Ce grea e viața! Patică! Viața e sublimă! Dar care viață? Repet, să nu mai numim viață suma de convenții sociale. Programe și autoprogramări pe care ni le facem, cenzuri, autocenzuri, renunțări și lașități, să nu mai numim toate acestea viață. Dimpotrivă, ele sunt valori total opuse vieții. Viața nu e grea. Viața este tot ceea ce te vă ajută pe dumneavoastră, pe mine și pe oricine să fim, să existăm, să respirăm. Viața se află în adâncul, în interiorul, la exteriorul, unde vreți dumneavoastră, tuturor mecanismelor specifice și necesare manifestării viului în lumea fizică. Ce numim viață? A, că spui, domnule, ce succesiune de evenimente am în viața personală care nu-mi permit să-mi trăiesc viața. Domne, ce succesiune de provocări, ce întâmplări, ce evenimente am în viața mea care mă țin departe de viață. Mă țin departe de ceea ce aș putea să numesc cu adevărat viață, bucuria de a exista, de a fi liber în interior, în exterior, de a comunica liber cu interiorul meu, cu exteriorul. Da? Să încercăm să învățăm, să vorbim, vă spun, fără să vreau să jignesc pe nimeni, faptul că folosim zi de zi cuvinte nenumărate, în orice ordine ne vine în clipa aceea, deci faptul că reacționăm mecanic chiar și atunci când vorbim, fără să analizăm ce spunem, este încă o condiție sine qua non a instalării, scindărilor, rupturilor,
faliilor, dihotomiilor, blocajelor din viața noastră, pentru că, doamnelor și domnilor, trăim într-o lume a cuvântului. Și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Dar ce este cuvântul? Informație, energie, sunet, vibrație, culoare. Pe o anumită dimensiune a manifestării sale, cuvântul este și culoare. Cuvântul conține în sine însuși, în primul rând, informație și energie care se transformă prin intermediul acestui imens transformator care este corpul fizic în emoție. În emoție. Apoi emoția devine imagine. Apoi imaginea devine gând. Apoi gândul devine cuvânt. Ați descris un întreg circuit prin viață. Prin acest areal pe care deocamdată doar în acesta ne aflăm, în mod fizic, pe care îl numim planetă, ce are și nume Terra. Să învățăm să folosim cuvintele. Trăim într-o lume a cuvântului. Nu putem spune orice. Nu putem gândi orice. Nu ne putem hrăni fizic orice. Nu putem să nu ne hrănim deloc spiritual. Și să avem pretenția să împlinim destine mărețe cu viața noastră, să o facem să fie cum ne-am dorit. Și e normal să-ți dorești să fii sănătos și fericit și să ai tot ce trebuie. Și din păcate e un deziderat, când de fapt ar fi trebuit să fie un firesc și un dat. Ce ne-a fost dat cândva și ne-a fost luat de nimeni altcineva decât de fiecare dintre noi, atunci când am acceptat să predăm ștafeta propriei vieți unor structuri exterioare nouă care nu ne compun și nu ne-ar fi putut niciodată și niciodată nu ne pot putea călăuzi către împlinire personală, mai cu seamă că nici nu au acest interes. Deci, atunci când căutăm să revin, că parcă văd că aud în cască la un moment dat că s-a terminat emisiunea, ca o concluzie și ca o comprimare a informației de până acum, îmi doresc ca într-o bună dimineață să mă trezesc și să pot auzi la știri: domne, în mod miraculos, întreaga planetă s-a vindecat de toate afecțiunile. În mod miraculos, a dispărut peste noapte, au dispărut toate bolile incurabile. În mod miraculos, toți oamenii zâmbesc pe planeta Pământ. În mod miraculos, nu mai există tristețe. Uluitor, a dispărut depresia din lume. Și așa mai departe. Și să știți că pentru o astfel de împlinire aparent utopică și aparent doar așa, care să țină de un scenariu fantasmagoric, oricând ar putea fi cu putință, dacă am înțelege prin gând, cuvânt, emoție, imagine, ce vizualizăm și prin fiecare acțiune a noastră, să ne ancorăm și să intrăm în rezonanță cu energiile specifice și necesare vieții. De unde încep aceste energii? Asta este altă întrebare. Ca să reintrăm în rezonanță cu viața, va trebui, o să zâmbiți, o să auziți ceva ce nu veți înțelege și probabil că veți reacționa spunând logic. Ca să reintrăm în vibrația și energia și informația specifică și necesară vieții, nu va trebui să facem nimic altceva decât să reintrăm în viață. Să ne reîntoarcem la viață, pentru că singurul elixir al vieții, personal, am experimentat și am trăit acest lucru și îl trăiesc și atât de frumos. Și sper să-mi ajute Dumnezeu ca întotdeauna să rămân în acest gen de vibrație energo-informațională. Singurul elixir al vieții este viața. Logic. Dar dacă disecăm acum puțin acest cuvânt concept, ce aflăm? Că viața, și mai cu seamă ne mai și uităm în jurul nostru. Trecem într-un parc, ne uităm în jurul nostru. Și vedem vrăbiuța care papă, privighetoarea mierla, mai trece și câte un șoricel care nu ne place, un gândăcel, ce vreți dumneavoastră, o floare, un fir de iarbă, mai vine o altă ființă să stea la umbra unui copac și le vedem firesc, cu naturalul cu care se așează, se ridică, merg, se întind, adorm, se trezesc, mănâncă, privesc cerul, se odihnesc.
se enervează, natural. Și pentru puțin timp. Că omul, ca o mică paranteză, în general, unele lucruri le face fără limită. Nu știe să se oprească. Dând tribut unui ego care îl distruge în fiecare clipă. Bun. Acum, dacă singurul elixir al vieții este viața, viața, repetați-vă, viața, singurul elixir al vieții este viața. Ok, viața, dar viața mea e grea, veți spune. Nu. Viața, nu ce aveți noastră. Nu destinul pe care îl trăiți. Nu destinul plin de convenții sociale, repet. Greutăți. Greutățile acelea, să știți că multe dintre ele nu sunt decât subordonarea unei voințe altor voințe. Subordonarea unor intenții și intenționalități unor voințe care nici măcar nu mă pot călăuzi. Înțeleg să mă supun cu dragă inimă și din tot sufletul meu unui lider spiritual. Un guru, un profesor, un... N-aș putea să spun în clipa de față unui sfânt, să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu să apară atât de mulți sfinți în țara asta, că să nu mai știm la care să mergem și să învățăm de la ei. Să învățăm de la ei să gândim și să vorbim. Pentru că viața, acolo unde singurul elixir al vieții este viața, viața, prin multiplele ei manifestări, doar în om, doar în om, dacă este să luăm și să privim lucrurile, în câte feluri se manifestă în om viața? Emoție, sentiment, gând, imagine, sau imagine, vizualizare, gând, cuvânt, faptă. Iată pe câte trepte se manifestă viața. Pentru că să știți că un om dacă e surd omul, nu înseamnă că nu mai are viață în el. Să știți că un om dacă rămâne fără picioare, nu înseamnă că nu mai are viață în el. Viața din el se va manifesta cu mai puține, cum să le spun, cu mai puține instrumente care țin de natura fizică a entității biologice întrupate prin care ea se manifesta până în acel moment. Nu mai are 4 membre. Are doar 2 în acel vehicul fizic. Dar viața va continua să manifeste și să știți, nu doar atât. Ați observat, au fost filmări, cazuri, materiale scrise, filmate despre cazuri celebre din lume de oameni care au rămas nu doar fără 2 picioare, fără 2 mâini, pictează cu un rest de os al cotului cazuri celebre, oameni care... Și câtă viață manifestă, câtă viață, câtă bucurie de a fi, de a exista, câtă recunoștință că așa, fără mâini, fără picioare, continuă să existe și că se autoguvernează până la un moment dat, că își pot face ei pentru ei anumite lucruri. Ei bine, vă spuneam că cu cât din om se reduce mai mult capacitatea, se reduce pentru aceste forțe ale vieții, se reduc căile de manifestare, pierzi un membru, pierzi, Doamne ferește, un ochi, ai o neputință neuronală, nu te mai poți exprima corect, ai un psihic și un psihism alienat, veți vedea totuși că acea ființă va dezvolta compensator pe o altă latură a existenței sale fizice, viața din el, care e un program, viața este un program perfect, să încercăm să cunoaștem acest program, să încercăm să-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, să-i dăm sufletului viață, să-i dăm mentalului nostru viață, să-i dăm corpului fizic viață. Că dacă toată ziua, bună ziua, oprindu-mă un pic la corpul fizic, eu îi dau doar alimente preparate, termic, moarte, unde e viața din trupul meu? Nu e. Dacă minții mele îi dau zi de zi, preponderent, gânduri negative, unde e viața din mentalul meu? Aproape zero. Dacă sufletului meu îi permit să simtă atâtea emoții și sentimente negative, unde e viața din sufletul meu? Aproape zero. Doamne ajută, ne reîntâlnim cu bine data viitoare. Doamne ajută și o duminică perfectă în continuare.